Peste 80 de angajatori din județul Brașov și-au expus problemele în weekend în prezența ministrului muncii Violeta Alexandru. Vizita în orașul nostru a fost făcută la invitația liberalilor brașoveni și a președintelui Consiliului Județean. Au invitat la o discuție cu mine o serie de oameni de afaceri care, repet, creează locuri de muncă, accesează fonduri externe pentru dezvoltarea de investiții în această regiune și în Brașov în mod particular, oameni care îmi pot oferi idei cu privire la simplificarea procedurilor prin care AJOFM, în cazul de față pentru Brașov, poate să faciliteze legătura dintre cei care își caută un loc de muncă și angajatorii. În cel mai scurt timp este necesară, practic, resetarea politicilor de angajare, spune Violeta Alexandru, care a fost însoțită la Brașov și de noul președinte al Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă. La nivelul județului nostru, autoritățile au luat măsuri importante în ceea ce privește piața forței de muncă, iar rezultatele se văd. Și am văzut foarte mulți tineri veniți din foarte multe județe ale României care vin și urmează să se stabilească la Brașov, iar aceasta este o modalitate în care piața forței de muncă, să zicem, poate fi sprijinită. De asemenea, în ceea ce ne privește pe noi ca și autorități publice locale și județene, avem tot interesul de a crea condiții cât mai bune tuturor celor care au de gând să-și desfășoare o afacere în județul nostru. Aceste lucruri pornesc de la infrastructura care este necesară pentru a prinde conturul astfel de afacere. În perioada următoare, la nivelul agențiilor județene pentru ocuparea forței de muncă, se dorește simplificarea procedurilor de selecție și creșterea încrederii celor care doresc să găsească locuri de muncă.